dacă ar fi în această seară să concluzionez serviciul acesta de închinare printr-un singur cuvânt, aș pune fără niciun fel de rezerve, superb, minunat, excelent. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mă gândeam stând pe bancă, dacă ar veni cineva la mine și m-ar întreba, dăm cel puțin trei motive pentru care ai vrea să ajungi în cer. I-aș spune fără să stau prea mult pe gânduri, aș vrea să ajung în cer pentru că doresc să mă reîntâlnesc cu cei care au plecat înainte de mine, de pe pământul acesta. Fie că au fost parte a familiei mele, fie că mi-au fost prieteni, îmi doresc tare mult să-i reîntâlnesc. Un al doilea motiv aș spune, aș vrea să merg în cer, pentru că Domnul Isus Hristos a promis că într-o zi vom fi cu El. Și cea mai mare dorință noastră este să-L vedem față în față. Și al treilea motiv aș spune, mi-aș dori tare mult să merg în cer, pentru că acolo sunt fanfariștii de la Sibiu și de la Lugoj, cântăreții, cu siguranță veți fi acolo, Veți face parte din corul cel mare al miilor de răscumpărați. Și ce este frumos este faptul că atunci când vom fi în cer, eu nu, vom mai, eu nu voi sta separat de voi, voi fi în mijlocul vostru și voi cânta împreună cu voi o veșnicie întreagă spre gloria lui Dumnezeu. Trebuie să tânjim după cer și trebuie să-i cerem lui Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim pentru momentul întâlnirii cu El. Și seara aceasta am putea spune că nu a fost altceva decât un antrenament pentru ziua veșniciei, când vom cânta mereu și mereu pentru totdeauna Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mă gândeam că există o rădăcină comună a cuvintelor minune și minunat. De fapt, cuvântul minunat provine de la cuvântul minune. Iar atunci când ne gândim la minuni, ne gândim la experiențe pe care oamenii le-au trăit în urmă cu mai mulți ani pe pământul acesta. Există unii semeni de ai noștri care spun că în secolul 21 nu se mai pot întâmpla minuni. Însă aș vrea în seara aceasta să-i contrazic și să spun că trăim vremuri în care se întâmplă lucruri neobișnuite, se întâmplă minuni în jurul nostru și ceea ce trebuie să facem este doar să ne deschidem ochii, să vedem aceste minuni. În urmă cu câteva zile s-a întâmplat o minune, o minune despre care presa din întreaga lume a scris. Premierul Etiopiei, Abi Ahmed Ali, a primit premiul Nobel pentru pace. Și veți spune, dar de ce spui că lucrul acesta este o minune? Este o minune pentru că un om politic care îl iubește pe Dumnezeu și este copila lui Dumnezeu, a primit acest premiu care a fost inițiat de Alfred Nobel, un om care nu a crezut. În Dumnezeu. Premierul Etiopiei s-a născut într-o familie mixtă, tatăl fiind musulman, iar mama credincioasă ortodoxă. A venit o vreme în care copilul acesta, tânărul acesta, a început să-l caute pe Dumnezeu și l-a găsit într-o biserică evanghelică din Etiopia. În luna iulie anului 2018, Omul acesta a ajuns premierul acestei țări. A început să se roage, să dialogueze și a încercat să stea de vorbă cu diferiți oameni politici care își doreau pacea în această țară, tângeau după pace de 20 de ani, dar lucrul acesta nu se întâmpla. Etiopia și Eritrea sunt două țări care au fost în conflict timp de 20 de ani. Numeroși politicieni au încercat să rezolve problema aceasta generată de războiul, de conflictul dintre cele două țări, dar nimeni n-a reușit lucrul acesta. Când acest om, în vârstă de 42 de ani, a ajuns premierul al Etiopiei, el s-a rugat, a negociat, a dialogat și după 20 de ani, astăzi, între Etiopia și Eritrea, este cu adevărat pace. În urmă cu câtva timp s-au făcut nominalizările pentru premiul Nobel pentru pace, au fost nominalizați 223 de oameni și 78 de organizații. S-a făcut selecția și, în cele din urmă, omul acesta a fost declarat câștigător. Un copil al lui Dumnezeu. A primit suma de 830.000 de, de euro, a primit recunoașterea întregii lumi politice, dar mai mult decât orice, un copil al lui Dumnezeu a primit un premiu care a fost inițiat de un om care nu-l cunoștea pe Dumnezeu și lupta împotriva lui Dumnezeu și care a inițiat premiul acesta în anul 1901. Când te uiți la acest eveniment care s-a întâmplat zilele trecute, poți să spui, se întâmplă minuni și în secolul 21. Există o cântare pe care unii oameni o cântă și cântarea aceea spune, astăzi nu mai sunt minuni. Și lumea din jurul nostru reclamă faptul că nu se mai pot întâmpla minuni în secolul 21. Însă Exemplul acestui om și multe alte minuni pe care le vedem întâmplându-se în jurul nostru demonstrează faptul că Dumnezeu face minuni și în acest secol. Dumnezeul nostru este același ieri, azi și în veci. Este un Dumnezeu expert în minuni. Este un Dumnezeu care a făcut minuni în viața noastră și este Dumnezeul care continuă să facă minuni. În vremurile în care le trăim. În seara aceasta aș încerca să răspund la o întrebare, și întrebarea este una destul de simplă. Când face Dumnezeu minuni în viața oamenilor? Și răspunsul ar putea să fie foarte simplu. Dumnezeu face minuni atunci când consideră El că este necesar. Dumnezeu face minuni atunci când consideră El că trebuie să se întâmple aceste lucruri. Am citit în seara aceasta un pasaj din Sfânta Scriptură care ne vorbește despre o minune întâmplată în urmă cu 2000 de ani. Un olog era adus la templu de către alții să ceară milă. Și într-o zi doi dintre apostoli, Petru și Ioan, merg împreună la templu să se închine. Și când se uită la ologul acesta, ajung să rostească următoarele cuvinte, argint și aur n-avem, dar ce avem îți dăm în numele Lui Hristos, ridică-te și umblă. Și în templul din Ierusalim se întâmplă o mare minune și minunea aceasta îi uimește apoi pe toți cei prezenți în locul acesta. Când face Dumnezeu minuni? Așa să vă spun că Dumnezeu face minuni atunci când slujitorii lui lucrează în echipă. Uitați-vă, Petru și Ioan, doi oameni foarte diferiți. Unul mai în vârstă, altul mai tânăr. Petru este un om pripit, Ioan este un apostol destul de așezat, Petru este un om inconsecvent, Ioan este un om previzibil în toate acțiunile lui, Petru este un om dinamic, Ioan este un om liniștit. Acești doi apostoli foarte diferiți pleacă la Templu să se închine. Și atunci când ajung la Templu, își dau seama că dacă Dumnezeu vrea să facă o minune, Dumnezeu are nevoie de unitatea lor, de cooperarea dintre ei. Și în felul acesta se întâmplă minunea atunci când doi oameni al lui Dumnezeu colaborează. Da, Dumnezeu poate să facă minuni fără implicarea noastră, dar Dumnezeu vrea să ne implice pe fiecare dintre noi în minunile pe care El le face pe pământul acesta. Oamenii privesc de multe ori la noi și oamenii uitându-se la noi spun o, nu se mai pot întâmpla niciun fel de minuni în secolul în care trăim pentru că cei care se numesc copiii lui Dumnezeu nu mai lucrează în unitate. Însă în această zi, am văzut în locul acesta o colaborare perfectă între câțiva oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Acum, dacă vă uitați la David și la Doru, o să vedeți că sunt foarte diferiți. Sunt diferiți total unul de celălalt. Și cu toate acestea, au colaborat împreună. Dacă vă uitați la Doru și la Claudia și încercați să-i comparați, o să vedeți că sunt personalități foarte diferite. Și cu toate acestea, în această seară am văzut o simbioză perfectă a colaborării dintre oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu poate să facă minuni fără implicarea noastră, dar Dumnezeu are nevoie de colaborarea dintre noi pentru a transforma lumea din jurul nostru. Mi-aduc aminte că am vizitat odată o localitate în care erau două biserici foarte diferite, începute în urmă cu vreo 30 de ani. Fiecare dintre ele avea programul lor, perspectivele lor, planurile lor, dar de vreo 10 ani nu se mai pocăise nimeni în satul respectiv. Și unul dintre cei care a frecventat ambele biserici îmi spunea în satul acesta nu se va mai întâmpla nicio minune atâta timp cât cele două biserici nu învață să colaboreze împreună pentru slava lui Dumnezeu. Da, noi suntem diferiți ca pregătire, ca vârstă, ca maturitate spirituală, suntem diferiți ca personalitate, dar avem împreună același cel să lucrăm pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Se întâmplă minuni atunci când Dumnezeu, când Dumnezeu îi ajută pe credincioși să prețuiască rugăciunea. Priviți, Petru și Ioan merg împreună la Templu, dar nu să admire arhitectura acelei clădiri frumoase. Merg la Templu nu să se întâlnească cu prietenii lor, ci oamenii aceștia merg la Templu pentru că prețuiesc rugăciunea, relația lor personală cu Dumnezeu. Dumnezeu poate face minuni oricând, dar Dumnezeu face minuni mai ales atunci când credincioșii petrec timp în rugăciune și prețuiesc viața de rugăciune. Și aș putea să vă dau foarte multe exemple de pe paginile Sfintelor Scripturi. A fost o femeie cu numele Ana care nu avea copii. Și până când Ana nu s-a rugat, Dumnezeu n-a făcut o minune în viața ei. A fost un împărat cu numele Ezechia, care a fost bolnav și atâta timp cât Ezechia nu s-a rugat, Dumnezeu n-a făcut minuni în viața lui. A fost un regător cu numele Nemia, care a dorit să se întoarcă în țara Israel, să reconstruiască cetatea. Dar împăratul și-a deschis inima față de el și planurile pe care Nemia le avea atunci când Nemia a hotărât să se roage. A fost un om cu numele Daniel, care a trăit în captivitate. Și când omul acesta a început să se roage, Dumnezeu a făcut miracole în viața lui și a închis gura leilor. Dragii mei, Dumnezeu poate face minuni fără implicarea noastră, dar lui Dumnezeu îi place atunci când copiii lui Dumnezeu prețuiesc rugăciunea și împreună se roagă pentru schimbarea radicală a societății. În urmă cu ani de zile am citit o carte foarte interesantă scrisă de Derek Prince. Omul acesta a privit în istorie, în istoria unor popoare și a scris o carte intitulată Cum să transformăm istoria prin post și rugăciune. Și omul acesta dădea exemple din câteva țări care au trecut prin situații de crize, țări depopulate, țări a căror economie mergea foarte rău, țări care treau departe de Dumnezeu. Și Derek Prince vine și spune, atunci când națiunile au hotărât să postească și să se roage, Dumnezeu a făcut minuni. Știu că unii vreți ca să experimentați Minuni în viața dumneavoastră. Vreți să vedeți minuni în viața de familie. Vreți să vedeți minuni la locul de muncă și nu se întâmplă nimic. Și ne punem întrebarea de ce. Și răspunsul este acesta: poate nu ne rugăm suficient de, minuni, de mult ca Dumnezeu să facă astfel de minuni. Dumnezeu face minuni atunci când neputincioșii sunt aduși la Templu. Un lucru foarte interesant, logul acesta n-avea ocazia să vină de unul singur, nu putea să vină de unul singur. Spune cuvântul lui Dumnezeu, acolo era un olog din naștere care era dus la templu, era adus la templu de către alții. Vă pun o întrebare foarte, foarte simplă. Ar fi făcut Dumnezeu o minune în viața acestui om dacă n-ar fi fost în ziua respectivă la templu? Răspunsul este cu siguranță nu. Dumnezeu face minuni atunci când încercăm să aducem pe cei neputincioși din punct de vedere spiritual să fie alături de noi. Am auzit de foarte multe ori creștini care se roagă și spun așa: Doamne, fă o minune. Doamne, adu o schimbare. Doamne, fă o transformare în viața celor din familia mea. Dar niciodată poate nu chemăm pe acești oameni la templu să se bucure împreună cu noi. Dragii mei, Dumnezeu își face întotdeauna partea, dar marea întrebare este în ce măsură noi suntem dispuși să ne facem partea pentru ca Dumnezeu să ne dea ocazia să vedem minuni întâmplându-se în vremurile noastre. Am hotărât vineri seara la întâlnirea de comitet să facem o săptămână de evangelizare începând din data de 24 noiembrie. Am ajuns la concluzia că Dumnezeu ne-a dat un mandat pe care trebuie să-l ducem la îndeplinire până la finalul alergării noastre pe acest pământ. Cred că Dumnezeu poate face minuni anul acesta la Lugoj, Amin? Dar aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu face minuni fără implicarea noastră. Aș vrea în seara aceasta să te gândești câte suflete ai adus anul acesta la biserică. Aș vrea în seara aceasta să te întreb dacă ai invitat pe cineva în ultimii ani în locul acesta să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să te gândești în seara aceasta la cineva care este neputincios din punct de vedere spiritual, la cineva care se confruntă cu probleme mari în viață și care are nevoie de un ajutor. Și marea întrebare pe care ar trebui să ne-o punem fiecare dintre noi este în ce măsură îi determinăm pe alții să vină în locul acesta să audă cuvântul lui Dumnezeu. Desigur că Domnul Isus Hristos ne-a spus să mergem să propovăduim Evanghelia în întreaga lume. Dar în același timp, Domnul Isus Hristos ne provoacă pe fiecare dintre noi să-i aducem pe cei neputincioși la templu. Dacă Ologul n-ar fi venit la Templu, n-ar fi experimentat niciodată minunea aceasta vindecării. Știți când face Dumnezeu minuni? Dumnezeu face minuni atunci când credincioșii lui sunt sensibili la nevoile altora. Îmi place foarte mult ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Petru, ca și Ioan, având același duh. Aceeași aspirație, aceeași dorință, s-au uitat țintă în ochii acestui olog. Și-au dat seama de faptul că omul acesta nu are nevoie de bani, și-au dat seama că nu are nevoie de haine, nu are nevoie nici de prieteni, ci omul acesta are nevoie de vindecare. s a uitat la nevoile acestui om și au spus. Argint și aur n-avem, dar ceea ce avem îți dăm în numele Lui Hristos. Ridică-te și umblă! Dragii mei, știți când face Dumnezeu minuni? Dumnezeu face minune atunci când suntem sensibili la nevoile semenilor noștri. Putem să predicăm Evanghelia unui flământ și să încercăm să-i dăm pâinea vieții dar dacă nu i-am dat o bucată de pâine, totul este zadarnic. Putem să-i spunem unuia care este dezbrăcat și nu are unde să doarmă despre dragostea lui Dumnezeu. Dar dacă nu-i dăm una din hainele pe care poate noi nu le mai purtăm de ani de zile, omul acela nu vede dragostea lui Dumnezeu în viața lui. Am spus cu un alt prilej despre o biserică din Cluj care a hotărât într-o iarnă să iasă în stradă și a văzut că nevoia cea mai mare a oamenilor din stradă era nevoia de un ceai cald și de o cafea. Și un grup de tineri au hotărât să se așeze lângă o stație de troleibuz și dăruiau ceai și cafea celor înfrigurați. Și nu le-au spus nimic la un moment dat cineva a întrebat de ce faceți lucrul acesta. Și răspunsul a fost pentru că acum cea mai mare nevoie a voastră este un ceai cald. Și îmi spuneau păstorii acelei biserici că în iarna aceea au botezat 27 de oameni care au avut ocazia să-și vadă nevoile împlinite. Dragii mei, Dumnezeu face minuni face miracole atunci când suntem sensibili la nevoile celor din jur. Dumnezeu face miracole atunci când numele Domnului este mai important decât bogățiile acestei lumi. Petru și Ioan se uită la acel olog, mă gândesc că s-au uitat și la bruma de bani pe care au avut-o buzunar și au spus, argint și aur n-avem, dar avem ceva mult mai prețios, mai valoros decât cele mai valoroase lucruri materiale din lumea aceasta. Noi apelăm la numele Lui Hristos și numele Lui Isus. Vrem să spunem, ridică-te și umblă. Și Dumnezeu a făcut un mare miracol pentru că oamenii aceștia au considerat numele Domnului Isus Hristos mai valoros decât bogățiile acestei lumi. Dăm voie în seara aceasta să te întreb, Cine este Isus Hristos pentru tine? Pentru agricultori, Hristos este sămânța. Pentru tâmplari, Hristos este ușa. Pentru florari, Hristos este crinul din vale sau trandafirul din șaron. Pentru brutari, Hristos este pâinea. Pentru biologi, Domnul Isus este viața. Pentru banchieri, El este comoara. Pentru studenți, El este învățătorul. Pentru cei bolnavi, El este medicul cel bun. Pentru cei setoși, Domnul Isus Hristos este apa vieții. Pentru cei păcătoși, Domnul Isus Hristos este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cine este Isus pentru tine? Ai putea în seara aceasta să spui El este Domnul și Mântuitorul vieții mele? Ai putea în seara aceasta să spui, a fost o zi în care El a schimbat viața mea, a fost o zi în care El m-a transformat, a făcut o minune în istoria vieții mele și acum declar că El este Domn și Mântuitor în viața mea. Dumnezeu face minuni atunci când numele Lui. Este mai valoros decât bogățiile acestei lumi. Însă, Domnul Isus Hristos face minuni și atunci când aclamarea sa este mai importantă decât aplaudarea oamenilor. Uitați-vă un lucru foarte interesant. Ologul intră în Templu. Și atunci când intră în Templu împreună cu Petru și cu Ioan, omul acesta nu spune niciun cuvânt de apreciere la adresa celor doi. Ar, putea să, ar, fi putut să spună am întâlnit doi oameni speciali, doi oameni duhovnicești, doi oameni care au fost preocupați de problemele mele. Am întâlnit doi oameni care mi-au dat mâna și m-am ridicat. În somul acesta vine și spune, n-am nimic să spun la adresa acestor oameni, dar vreau să laud pe Dumnezeu din toată inima mea și spune cuvântul lui Dumnezeu că lăudându pe Domnul, cei din jur au văzut lucrul acesta și știți ce s-a întâmplat. Au rămas uimiți și alte minuni s-au produs în cetatea Ierusalim. În anul 2007, balonul de aur a fost oferit unui jucător de fotbal brazilian, Ricardo Izexon dos Santos, cunoscut în lumea fotbalului sub numele Kaká a fost declarat cel mai bun fotbalist din anul acela. A primit titlul de cel mai bun sportiv al lumii. În momentul în care i-au fost decernate aceste trofee, acest fotbalist brazilian a făcut un lucru inedit. Și a dat jos tricoul echipei favorite sub acel tricou, avea un tricou cu următoarea inscripție I belong to Jesus, aparțin lui Isus. eu aparțin lui Isus. A îngenunchiat și a ridicat mâinile spre cer. Și ziariștii s-au uitat șocați la el și au zis, de ce faci lucrul acesta? Și marele fotbalist Caca a spus următorul lucru, nu este meritul meu, nu pe mine trebuie să mă aclamați, ci ar trebui să-L aplaudați pe Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul meu. Știți ce s-a întâmplat în următorii ani în domeniul fotbalului? Mai mulți fotbaliști celebri, văzând atitudinea lui Kaka, au hotărât să-L caute pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut minuni în viața acestor oameni. Și aș putea spune în seara aceasta încă un lucru important. Dumnezeu face minuni atunci când predicatorii îl propovăduiesc pe Hristos și nu experiențele personale. Dacă veți citi cu atenție de la versetul 12 înainte, Apostolul Petru se ridică în Templu și predică Evanghelia. Însă știți care este conținutul predicii lui, moartea și învierea lui Hristos. El vine și le spune evreilor, voi l-ați omorât pe Domnul vieții, dar Dumnezeu l-a ridicat într-un mod triumfător dintre cei morți. Petru nu vorbește de falimentele lui, Petru nu se laudă cu experiențele lui, în niciuna din predicile lui Petru nu face lucrul acesta, ci Petru îl predică pe Hristos, persoana Domnului Isus Hristos, moartea și învierea lui. Dragii mei, întotdeauna când îl predicăm pe Hristos, Hristos poate să facă minuni. Amin. În 2 Samuel, capitolul 9, este prezentată o experiență foarte interesantă. După ce Ionatan și Saul mor, împăratul David îi cheamă pe cei din jurul lui și întreabă mai există cineva din casa lui Saul și din casa lui Ionatan? Și vine cineva și spune, este un tânăr, dar tânărul acesta este olog. Îl cheamă Mefiboset. Și împăratul David spune, aduceți-l la mine la palatul împărătesc. Se uită la ologul acela cu mare drag, și vine și îi spune așa, de acum înainte, tu vei mânca la masa împăratului. Șologul acesta, Mehfiboset, rămâne surprins de minunea care se întâmplă în viața lui. Și David vine și spune, nu te uita la bunătatea mea, ci uită-te la bunătatea lui Dumnezeu. Dragii mei, Marea întrebare este, mai face Dumnezeu minuni în secolul 21? Eu cred că exemplul acestui prim-ministru etiopian este dovada cea mai concludentă a faptului că Dumnezeul nostru este Dumnezeul minunilor. Amin? Dumnezeu vrea și poate să facă minuni și în viața ta. Indiferent de neputința pe care o ai, indiferent de starea de îndoială a sufletului tău. Vreau să spun în seara aceasta că în numele lui Isus Hristos te poți ridica. Fie ca Dumnezeu să continue să facă minuni. Și dacă până acum n-ai experimentat nicio minune, cere în seara aceasta lui Dumnezeu ca El să te ajute să experimentezi cea mai grozavă minune. Minunea Nașteri din nou. Dacă nu se naște cineva din nou, cu niciun chip, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Ziua de astăzi a fost o zi minunată și pentru că a fost o zi minunată, ne rugăm ca Dumnezeu să continue să, să, continue să facă minuni în locul acesta, amin.